Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video ți-am pregătit taroscopul lunii ianuarie pentru toți cei care aveți zodia, ascendentul, luna natală sau orice aglomerare de 4 sau mai multe planete în semnul zodiacal al peștilor. Acest taroscop este unul general, prin urmare e important să urmărești atât pentru semnul tău zodiacal, cât și pentru acel semn zodiacal în care ai ascendentul, luna sau aglomerare de 4 sau mai multe planete. Dacă nu știi exact ce înseamnă toate aceste lucruri, ți-am lăsat aici în colțul din dreapta sus un link către un video care s-ar putea să-ți mai clarifice din întrebări. Dacă mai ai întrebări, bineînțeles, nu ezita să le scrii în comentarii sau să te alături grupului de Facebook în care avem discuții puțin mai amănunțite pe teme de astrologie și tarot. Acesta este un taroscop, adică îmbin astrologia și tarotul. O să încep cu explicațiile astrologice, cu horoscopul lunii ianuarie, în general, pentru toată lumea. O să vă las aici, în partea dreaptă a ecranului, datele cele mai importante, ca să puteți să vă luați notițe, da, cu toate informațiile pe care vi le transmit. Cum am decis să schimb puțin formatul acestei etalări, pentru că nu va mai fi săptămânală, va fi lunară pentru fiecare zodie în parte, ca să pot să intru în mai multe detalii și să vă fac un overview mai detaliat pe mai mult timp înainte, să vă puteți planifica luna din timp. Prin urmare, pentru energia generală o să folosesc aceste zaruri. Sunt niște zaruri cu 12 fețe, cel mov conține cele 12 case astrologice, cel verde cele 12 semne ale zodiacului și cel albastru 12 plasamente planetare importante. Aceste zaruri o să ne dea energia generală a lunii pentru zodia voastră și pe urmă din aceste cărți de tarot, tarotul elementelor, o să extrag 3 cărți ca să clarificăm primele 10 zile din lună, următoarele 10 și ultimele 10. Bun, până când amestec eu cărțile, vreau să vă dau câteva detalii legate de partea astrologică a acestei luni. Avem câteva evenimente importante astrale care se întâmplă în decursul lunii ianuarie 2021. În primul rând, Marte, planeta războinică, guvernatorul berbecilor și a scorpionilor, intră în zodia Taur pe 7 ianuarie la ora 12:30 dimineața. În 8 ianuarie, Mercur, planeta comunicării, guvernatorul gemenilor și al fecioarelor, intră în vărsător la ora 14. Tot în 8 ianuarie, Venus, planeta frumosului, a iubirii, dar și a banilor, micul benefic, intră în Capricorn la ora 18. Toate aceste ore sunt ora României. Bun. Până acum, hai să ne gândim la aceste 3 evenimente astrale. Cum ne influențează? Păi, Marte și cu Mercur, în cursul zilei de 8 ianuarie, în intervalul 14-18, o să facă o quadratură, un aspect tensionat. E posibil ca în această perioadă să vedeți bărbații, băieții, în special mai agresiv verbal, mai tensionați, mai nervoși, mai predispuși spre vorbe dure și vorbe urâte. Partea pozitivă este că în aceeași zi, pe 8 ianuarie, la ora 18, odată cu intrarea lui Venus în Capricorn, acesta va face trigon, aspect pozitiv de susținere pentru Marte din Taur și cumva va mai media din aceste aspecte tensionate. Ce înseamnă asta? Că de pe la ora prânzului până spre seară, bărbații, da, vor tinde să fie mai agresivi verbal, mai morocănoși, mai supărați, mai militanți. Dar în cursul serii, femeile care au o vorbă dulce, ceva frumos de spus, poate să mai medieze această tensiune, da? Pentru că se formează acest trigon, acest aspect de susținere. Bun. Următorul aspect important pe care vreau să vi-l evidențiez se întâmplă în perioada 10-14 ianuarie, când Jupiter
face careu, aspect tensionat de quadratură cu Chiron. Marele benefic tensionează rănile karmice cu care am venit fiecare dintre noi în această viață. Această tensiune, da, pentru unii dintre noi o să agraveze anumite probleme, dar în același timp acest aspect tensionat ne și face să vrem să acționăm, să facem ceva pentru a rezolva odată și pentru totdeauna aceste răni karmice. Următorul aspect important pe care vreau să-l evidențiez se întâmplă în ziua de 13 ianuarie. La ora 7 dimineața avem faza de lună nouă la gradul 23 de Capricorn. Acest aspect o să-l detaliem în a doua parte a acestui video, să vedem cum se aplică în special pentru zodia voastră. Următorul aspect important, în perioada 14-15 ianuarie, Uranus staționează. Mare atenție la planete care sunt staționare, pentru că în acele momente sunt mai puternice, mai potente, mai explozive. În 16 ianuarie își reia mersul direct, dar aici mai intervine o problemă. În perioada 15-18 ianuarie, Jupiter, marele benefic, face quadratură cu Uranus. Și iarăși, aspect tensionat între marele benefic și planeta neașteptatului, a răsturnărilor de situații, a electricității și a exploziilor. Mare atenție aici pe perioada 15-18 ianuarie, la lucruri neprevăzute, la posibile probleme cu electrocasnicele. Aveți grijă să nu plecați de acasă, să lăsați ceva în priză, pentru că aici există foarte mari riscuri, mai ales că împreună cu Uranus în Taur, acolo e și Marte, micul malefic. Bun, următorul aspect important se întâmplă în seara zilei de 19 ianuarie la ora 22:40 de minute, când Soarele părăsește zodia Capricornului și se alătură aglomerării de planete din Vărsător. Începe luna Vărsătorului. Pe urmă mai avem în 28 ianuarie faza de lună plină, care se întâmplă la ora 21:16 minute. Va fi luna plină în Leu, când Soarele se află în Vărsător și luna în Leu. Ultimul aspect important pe care vreau să vi-l menționez pentru această lună este retrogradarea planetei Mercur. Acum, retrogradarea planetei Mercur are 3 faze. Prima fază, când merge în mers direct, de la gradul 11 până la gradul 26 de Vărsător. Pe urmă, faza de retrogradare, când se întoarce de la gradul 26 de Vărsător până la gradul 11 de Vărsător. Și a treia etapă, când își reia mersul direct și parcurge pentru a treia oară acest interval 11-26 grade de Vărsător. Prima etapă de mers direct se întâmplă între 15 și 30 ianuarie. În 30 ianuarie, Mercur se oprește și se pregătește să se întoarcă. Între 30 ianuarie și 20 februarie își va face mersul retrograd, în 20 februarie se oprește, urmând ca între 20 februarie și 3 martie să meargă din nou în mișcare directă. Mercur retrograd, nu vreau să vă speriați, da, e o perioadă mai dificilă în care trebuie să fim mai atenți, dar este și o perioadă în care ne putem folosi de acest tranzit planetar și în a doua parte o să vă explic exact pentru fiecare cum puteți să vă folosiți de aceste 3 intervale a lui Mercur retrograd. În prima parte, între 15 și 30 ianuarie, trebuie să fiți foarte atenți la anumite lucruri care se întâmplă în viața voastră, pentru că în a doua parte, între 30 ianuarie și 20 februarie, o să aveți ocazia să refaceți, să reveniți asupra unor lucruri, asupra unor decizii care nu au ieșit bine în trecut. Puteți să refaceți ceva, să regândiți, să reiterați, să redobândiți chiar anumite lucruri. Și o să vedem în a doua parte exact cum se aplică asta pentru zodia voastră. Bun, și acum hai să trecem la partea a doua, la analiza detaliată.
Bun, și acum hai să vedem pentru nativii din Zodia Pești cum se aplică energia de lună nouă, lună plină și cum vă va afecta Mercur retrograd. Păi să începem cu luna nouă din 13 ianuarie. Această lună nouă are loc pentru Pești pe casa a 11-a astrologică, pe sectorul prietenilor, a societății, a grupurilor din care faceți parte, a cluburilor și asociațiilor din care Peștii fac parte. Aici Peștii o să aibă ocazia să se alăture unui grup, unui club, unei societăți, unui partid, unei asocieri de oameni, unui grup de oameni care are interese similare, viziuni asupra vieții similare cu cea a nativului din Pești. Orice veți începe în această direcție o să vă aducă foarte multe beneficii pe termen lung. Luna plină din 28 ianuarie se întâmplă pentru Pești pe casa a 6-a astrologică, pe sectorul de viață care ne vorbește despre locul de muncă al peștilor, despre munca și efortul pe care peștii trebuie să-l depună în slujba unei societăți, a unei organizații, despre starea lor de sănătate, animalele de companie ale peștilor, subordonații, subalternii acestora, dar și micile boli și micii dușmani pe care poate să-i aibă peștii. Luna plină pe acest sector aduce lucruri bune, împlinire și rezolvarea unor probleme în această zonă de viață pentru pești. Pentru o parte dintre voi, mai ales dacă ați avut anumite probleme la loc de muncă, lucrurile se rezolvă, se soluționează, o să aveți mai mult ajutor, mai multă susținere de la subalterni, de la colegi. Dacă ați avut anumite probleme cu animalele de companie, o să le găsiți soluția. Dacă ați avut o anumită problemă de sănătate de care ați suferit, iarăși o să găsiți tratamentul, terapia, medicul, terapeutul, expertul care vă poate ajuta în această direcție. Mercur retrograd pentru pești se întâmplă în casa 12 astrologică și aici vorbește de un sector ascuns, interiorizat din viața peștilor. O să aducă gânduri și regândiri, retrăirea unor evenimente din trecut. Pentru o parte dintre pești poate să aducă mesaje din lumea angelică, din lumea de dincolo. Parte dintre voi s-ar putea să sufere de insomnie în această perioadă, să nu puteți să dormiți bine, să nu vă puteți odihni, să aveți senzația de deja vu, să aveți tot felul de experiențe din acestea mai ciudate sau pentru acei pești care sunt foarte intuitivi, chiar paranormale sau supranaturale. Nu vreau să vă speriați pentru că puteți să vă folosiți în favoarea voastră de acest tranzit al lui Mercur retrograd, mai ales dacă vreți să îmbunătățiți ceva pe starea voastră de sănătate, mai ales pentru anumite boli cronice sau ascunse la care nu ați reușit încă să le găsiți tratament, puteți în prima parte de retrogradare a lui Mercur, între 15 și 30 ianuarie, când Mercur parcurge pentru prima oară intervalul pe care va retrograda, să inițiați anumite discuții, investigații în această direcție, mai ales dacă aveți o boală pe care n-ați putut încă să o diagnosticați, dar voi suferiți și vă tot afectează acest lucru, urmând ca în perioada 30 ianuarie-20 februarie să reveniți asupra acestui topic, să refaceți un set de analize, să mergeți să obțineți o a doua părere, un al doilea diagnostic și după 20 februarie puteți să fiți siguri că aveți diagnosticul corect, tratamentul corect și puteți să mergeți mai departe. Bun, înainte să scot mesajele de la cărțile de tarot, vreau să văd care sunt mesajele de la Astrozaruri pentru Zodia Pești, care este energia generală pentru luna ianuarie. Pentru voi, energia generală a lunii este cea de Venus în casa 7-a în Gemeni. Comunicare cu partenerii, atât cu partenerii de afaceri, dar mai ales cu partenerul sau partenera voastră de viață. Aici nu este vorba de certuri, ci despre redeschiderea liniei de comunicare, despre
o comunicare mult mai drăgăstoasă, mult mai afectuoasă, despre crearea unei legături mult mai strânse între nativul din pești și partenerul sau partenera voastră de viață. Pentru acei pești care sunt singuri, aici e posibil să începeți discuția cu un posibil partener sau parteneră. Vor fi niște discuții foarte frumoase, care vă aduc foarte multă împlinire și foarte multă fericire. Bun, și acum hai să vedem ce au de spus cărțile de tarot. Pentru primele 10 zile din lună avem aici regele de bâte, o energie foarte focoasă, foarte pasională. Poate să fie vorba despre acest partener de care vorbeau și zarurile. O persoană foarte magnetică, foarte carismatică, foarte atrăgătoare și foarte sexy, care apare în viața voastră aici pe începutul anului. Pentru o parte dintre pești, s-ar putea ca voi să fiți această persoană care atrageți în jurul vostru o grămadă de pețitori, o grămadă de oameni care vor să fie alături de voi, vor să comunice cu voi, sunt foarte atrași de voi, sunt magnetizați, polarizați de această energie a voastră. Folosiți-vă de această energie de rece de bâte, mai ales în conjuncție cu această lună nouă, da, cu această nouă inițiativă pe care vreți să o luați în legătură cu un cerc de prieteni, un grup de oameni, un club, orice grup în care vreți să aderați, în care vreți să intrați, pentru că o să fiți considerați aici foarte magnetici, foarte atractivi și o să fiți bine primiți. În următoarele 10 zile din lună, între 11 și 20 ianuarie, avem aici treiul de săbi. E posibil ca o parte dintre pești pe mijlocul lunii să aibă niște discuții în contradictoriu, niște mici certuri, mici ciocniri cu anumiți oameni care gândesc diferit față de ei. Vedeți aici o sabie în jos, una în sus. Sunt două opinii divergente. Care este soluția? Găsiți mijlocul. Găsiți punctele comune, ideile comune pe care le au aceste două persoane. Încercați să ajungeți la o concluzie, la o rezoluție, la un armistițiu, să-i spunem. Nu lăsați ca lucrurile să degenereze într-o ceartă, într-un conflict pe față, pentru că cu Mercur retrograd pe casa voastră 12 astrologică, lucrurile nu stau prea bine aici pentru pești. Căutați ieșirea diplomatică și nu lăsați ca acest conflict să degenereze. Pentru ultimele 10 zile din lună, după 20 ianuarie, avem aici Împăratul, cartea care în tarot reprezintă zodia berbecului, o energie foarte frumoasă pentru pești. Aici o să puteți să inițiați lucruri noi, mai ales după etapa de lună plină din 28 ianuarie, după ce se finalizează ceva pe situația voastră de muncă sau în sănătate, da? După ce ajungeți la un final cu o anumită problemă cu care v-ați luptat mult timp, aici poate să vină un nou început cu mult mai multă stabilitate. În ultimele 10 zile din lună, peștii poate să beneficieze de susținere de la un berbec sau de la o persoană aflată pe o poziție de conducere, o persoană care are un cuvânt important de spus în societate sau în compania în care lucrează peștii, de la o persoană importantă, autoritară din familia voastră sau din cercul vostru de prieteni. Acei pești care au nevoie de susținere, de ajutor, poate să găsească susținere la acest împărat, la această figură puternică, impozantă, care o să vă ofere protecție și ajutor, orice ajutor aveți nevoie. Înainte să finalizăm această etalare, vreau să vă las cu un gând frumos. O să extrag un card din aceste cărți, Puterea Gândului, să aveți un fel de mantră pentru luna ianuarie care să vă ajute ori de câte ori treceți prin momente mai grele, cum sunt aceste trei săbi de la mijlocul lunii. Până când amestec eu cărțile, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică pentru voi această interpretare. Și să îmi dați un like la video dacă, bineînțeles, dacă vă place mesajul meu. Hai să vedem mesajul pentru berbeci. Merit tot ce este mai bun și accept tot ce este mai bun acum. Sunt înzestrată mental și emoțional, să mă bucur de o viață prosperă și plină de iubire.
Am meritat tot binele, este un drept din naștere. Îmi revendic acest drept. Mesaj foarte frumos pentru pești. Reveniți la el ori de câte ori întâmpinați greutăți în această lună. Ne vedem și în etalările zilnice pentru ghidare suplimentară. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Pe data viitoare! Pa, pa!